vreau să fiu nevasta ta. Comedie muzicală de Cismarek, Şemşey, Nadoşi și Çonok. Așa, cu sătura asta și-am terminat. Costumul va fi gata la timp, pentru că să știți dumneavoastră, bătrânul Wenzel, Mișca Wenzel, nu-i dintre croitorii aceia care te poartă cu lunile, că mâine, că poimâine. Eu dacă zic un lucru, să știi că așa e. Păi de-aia nu există cartier în Budapesta în care să n-am câte un client. Da. Vin la mine chiar din centrul orașului, de pe Rakoti, de pe Vațiuța. Da. Așa, e gata haina. Hai să o punem pe manechin. Frumos, așa. Ei, manechinul meu, bunul și vechiul meu prieten, iată-te gătit din nou. E mult de atunci, nu mai ții minte bine. De când aici în casă ai intrat, erai la fel de tânăr ca și mine și parcă și mai chipeș îmbrăcat. Dar tot un prieten ai și acum în mine, iar tu mereu același ai rămas. Prieten drag, cu tine tot mereu voi sta, prieten drag, tu nu spui nicio vorbă rea, prieten drag, prieten drag, niciun sfat nu mi-ai dat, fiindcă prieten drag, n-ai gură să-mi mă sfătuiești, prieten drag, în schimb nici nu mă țicălești, prieten drag, tu n-ai trecut de-al casii prag, cu mine ai stat neîncetat toată viața împreună, prieten drag. Da. Prin câte n-am trecut noi împreună, nu? Nu e mult de atunci, nu? Și totuși câte nu s-au schimbat. Mai erau acasă și Mișii, și Eva. Între noi fie vorba, erau și câțiva clienți care nu veneau până aici numai de dragul meseriei mele. De? Când ai o fată frumoasă. Ți-o minte chiar ziua în care așteptam ca Eva să afle la ce farmacie va fi repartizat. Tocmai îi probam costumul lui Fere. Domnul doctor, cum îi spuneam noi. Tare mi-era drag. El era, ca să zic așa, favoritul meu. Lucrezi, nenevențel? Da, doctore, nu numai dumneavoastră, ci și noi croitorii facem chirurgie. Și când tăiem după tipar, și când tăiem. Numai că eu nu tai, nenevențel, eu sunt internist. Internist, dar tot tai. Mie mi-ai tăiat insomnia. De când cu somniferul dumitale pot să dorm liniștit. Păi somniferul l-am recomandat soției dumitale. Da, tocmai de-aia. Soția dumitale ia somniferul și dumneata dorm liniștit? Chiar așa? Păi mai înainte, noapte de noapte, mă bătea pe umăr din 5 minute și îmi spunea: Mișca, dragă, mă cam înțeapă la inimă, dar tu stai liniștit, dorm mai departe. Mă obișnuisem atât de mult cu asta, încât dacă treceau 5 minute fără să mă strige, mă trezeam singur și spuneam: bate-mă, mamă, pe umăr, că vreau să dorm iar. Ia uitați-vă, lungimea cred că e bună, nu? Da. Iar de că brațul mai sus așa. Da, Eva. Eva nu e acasă? Nu, e la minister. Azi trebuie să afle la ce farmacie a fost numită. A, da, azi se hotărește. Da, e o fată minunată. Da. O să fii mândru de ea. Sigur că da. Măruna căzut departe de tătic. Da, doctore, vreau să te întreb ce crezi, neata. Fata mea
Ar fi o soție bună? Sunt sigur, da. Despre asta se va putea vorbi după căsătorie. Da. Atunci, atunci când să trec pentru proba cealaltă? Poi mâine seara. Dar până una alta, nu vrei să o vezi pe nevastă mea? Nu, să știți că nu e un caz grav, dar acum își face multe griji cu Eva. Peste o jumătate de oră va fi acasă. Soția dumitale? Nu, Eva. Ah. Dar să știi, tare aș dori să o consulți, doctore. Pe Eva? Nu, pe nevastă mea. Ah. Atunci mă întorc peste o jumătate de oră. Bine, da. Ia spune-mi, nene Vențel, cum mai stai cu țigările? Câte fumezi? A, păi așa, adică deloc, deloc. Tensiunea e cam mare? Dacă îmi spui că nu e voie, nu e voie atunci. Da. Uite, ultimele țigări care mi-au rămas postim astea sunt. Dacă vrei, poți să le arunci în stradă. Lasă, nene Vențel, fumează, da. Cât mai puțin. Da. Acum am plecat. La revedere. La revedere, doctore, la revedere. Cel care ține la sănătate urmează sfatul doctorului. A zis să fumez puțin. Atunci hai să fumez puțin, nu? Grozitor, dar unde-o fi fata asta? Nevastă-mea și abia m-a prins țigara. Trebuie să o aruncă. Eva spunea că până la ora asta o... Mișca. Da, mamă. Iar ai fumat, eu, Mișca? De unde, dragă? Vine fum de afară. Mișca, unde ai ascuns sigara? Unde era să o ascund, dragă, dar nu era să arunc pe geam sigara prins. Ia, da. Ce părcărie asta? Cum te zici să aruncați sigara prins în capul oamenilor? Ai văzut, mamă, ea de la etaj aruncă țigări pe fereastră. Să știi că Forga ce-a aruncat-o. Forga ce lucrează în schimbul de după masă, nu e acasă. Eu veni să arunci țigara. Mișca! Da, mamă, dragă. Am adus Ce ai spus? Am adus astea, țintele. Care ținte? Ținte, dragă, ținte, bine, Mișca. Ținte-mi trebuie mie, dragă. Ținte? Da, ținte. În loc de aci cu gămălie, țin mai bine ținte. Mișca. Mamă, îți dau cuvântul. Mi să-mi dai altceva. Da, ce, mamă? Țigarele din buzunar. Să vezi, mamă, dragă. Mi le dai sau le iau? Poftim, le dau fiindcă vreau eu. Așa, Mișii, dă-mi-le și tu. Ce anume? Țigările pe care le-ai adus o taică tu. Nu am nici o țigară. Vai, inima! Poftim, țigările. Dacă merge tot așa, în curând pot să deschid un debit. Țigara nu poate să fără. Tată. Spune, băiete, ce? Eva iar hoinărește cu Rudy. Eu în locul lui Feri nu m-aș lăsa dus de nas. Dar de unde știi tu că îl duce de nas? Am observat eu. Eva e drăguță cu el numai când se ceartă cu Rudy. Atunci îl scoate ca pe un Jolly Joker la pietre. Copii! A venit Eva! A sosit Eva. Nu se vede. Ce vești ne aduci, fata, tate? Tuturor absolvenților li s-a trimis decizia de repartiție la farmacii prin poștă. Trebuia să sosească. Da, adevărat, a sosit azi o scrisoare pentru tine. Da, și n-ai citit-o? Nu desfac niciodată scrisorile fetiții mele. Mama le desface doar pe ele lui tata. Ah, tare, aș vrea să te fi dat la farmacia cea mare de pe bulevard colț cu strada Racoții. E cea mai frumoasă farmacie din țară. Nu, mie îmi place mai mult numărul 504 din strada Coșut-Laioș. E albă toată. A fost decretată monument de artă. Da, unde am pus scrisoarea? Uite în buzunarul tău, dragul. O citesc eu, o deschid eu. Hai, un moment, domnule, aveți răbdare. Așa. Prin prezenta vă facem cunoscut că... Vai, inima! Lasă, inima, e dă să văd. Hai, tată, ia stați, că vă puteți alege unul din următoarele posturi de farmacist vacante în țară. Ce? Duna Bogdane, Gerneseg... Monument de artă cu arcade. Pregătește-te să pleci la țară. Vai, inima! Sunteți prea răzgâiați, asta-i. De bine ce vă merge, nici nu mai știți ce faceți. Nu plec din casa asta, nu vreau. În tinerețea mea m-aș fi dus oriunde numai să găsesc de lucru. M-aș fi bucurat și eu dacă o numea la 504. Dacă nu se poate, nu se poate. Ce vrei, nu se sfârșește lumea dacă pleacă. Ia. Tata are dreptate. Și mie îmi place să mă distrez. Dar cum spune tata, dacă nu se poate, nu se poate. Păi sigur că... Mai ales cu 20 de forinți pe care îi primesc pe săptămână ca bani de buzunar. Vezi să nu primești două palme acum. Vă arăt eu vă ucenii stăpân în casă. Asta-i. Taci din gură cu inima ta, că acum mă doare pe mine. Inima. Mișca. Ce vrei? Cred că plânge mititica, mă duc la nu. Ea, Mișca. Nu te duci. Ei, fata, tate, o să-i fie greu singură. Nu te necăji, Mișca. Hai. Mișca. Da. Vrei o țigară? Mulțumesc, am.
Ai? Am nevoie, dragul. Ah, acum nu mai îmi pasă, nu mai îmi pasă de nimic. Nu te întrista, mamă, nu ai voie. Se întâmplă ca acum, supărări ies în drum. Să le ocolești, să nu te oprești, să cânti și să zâmbești. Cerul lui mereu senin, uneori nori vin. Nu tot ce-i drag îți calcă pe prag, de aceea am un leac. Ciri-bi, ciri-ba, cântă cântecul meu. Ciri-bi, ciri-ba, cântă vesel mereu. Ăsta e secretul vieții lungi, dacă-l folosești, 100 de ani ajungi. Ciri-bi, ciri-ba, e un cuvânt fermecat. Și când ești întristat, e un leac minunat. Căci la policlinică în rețete nu stă scris să luăm praf de râs, decât doar în vis. În concluzie să ținem minte să cântăm ciri-bi, ciri-ba, și întristarea o alungăm. Ciri-bi, ciri-ba, cântă cântecul meu. Ciri-bi, ciri-ba, cântă vesel mereu. Ăsta e secretul vieții lungi, dacă-l folosești, 100 de ani ajungi. Ciri-bi, ciri-ba, e un cuvânt fermecat. Și când ești întristat, e un leac minunat. În concluzie să ținem minte să cântăm ciri-bi, ciri-ba, ciri-biri-biri-ba. Ciri-bi, ciri-ba, ciri-biri-biri-ba. A venit Rudi! A venit Rudi! Rudi! Bună ziua, neneprință! Bună ziua! Sărut mâinile! Îmi permiteți să vă ofer un pachetel cu specialități de la bombonerie? Iar bomboane de doi fori! Servus, Rudi! Tu ai sunat? Eu, sărut mâinile, dragă! Ia loc, Rudi! Ia... Ascultă, Mișca! Ascultă, am uitat să spun că s-au stricat jaluzelele! Mișca, mișcă-te! Ia pe Mișii și reparațiile! Care jaluzel? Din camera cealaltă! I-am spus și lui Mișii că s-au stricat! Mie nu mi-ai spus nimic! Dacă eu spun că am spus, atunci am spus! Vai, inima! A spus! Ai spus! A spus! Vă rog să ne scuzați! Jaluzelele trebuie să reparate. Vă rog să mă scuzați și pe mine, dar am atâta treabă la bucătărie. Voi puteți să stați de vorbă liniștiți. Mulțumesc. Mulțumesc, Rudi, pentru bucătărie. Cu plăcere, doamnă. Rudi, da. Imaginează ce mi s-a întâmplat. Ce? Rudi, vor să mă trimit. Eva, n-ai văzut pe undeva cleștele la meu? Nu, tată, n-am văzut. Unde să fie clăpăi? Își caute de lucru pe aici ca să nu putem sta de vorbă. Mamă! Mamă! Da! Ce vă tot pe bază, polo-polo? Treceți la jaluzele! Nu, o să mă determine să nu mai trec pe aici. Nu putem rămâne singur o clipă. Lasă, Rudi, dragă, doar vii la mine, nu la ei. Dar te asigur că și până acum numai pentru tine am răbdat. Numai pentru mine? Sigur că da. Căci și pentru mine tu ești cea mai drăguță fată din Budapesta. Frumoase fete sunt în Budapesta, îndrăgostit am fost și în anul acesta. Dar când hotărâsem să mă feresc, s-a întâmplat ca să te întâlnesc. Eu nu sunt vaccinat contra iubirii, de altfel asta ar fi și împotriva firii. Când văd doi tineri la braț, eu mă feresc serios, cazul acesta e contagios. Eu mă feresc, dar nu știu cum deodată mă molipsesc de dragoste când văd o fată. Un zâmbet cald mie de ajuns și atunci pe loc constat pulsul mi se zbate agitat. S-au inventat tot felul de vaccinuri pentru pojar și pentru guturai. Imunizat ai fost ferit de chinul, în schimb vaccin contra dragostei n-ai. Eu nu sunt vaccinat contra iubirii, de altfel asta ar fi și împotriva firii. Când văd doi tineri la braț, eu mă feresc serios, cazul acesta e contagios. Rudi, da. Rudi, trebuie să-ți dau o veste deosebit de importantă. Ca să auzim, să auzim. Ți-o spun numai dacă mă iubești cu adevărat. Ai, dar te iubesc. Da. Atunci, fii drăguț și felicită-mă. Felicitările mele? Dar cu ce ocazie? M-am mărit. Cum? Cu cine? Ah,
Credeam că ai să ghicești. Nu bănuiești? Habar n-am. Cu tine, prostuțule. Cum, cu mine? Exact. Am onoarea să-ți cer mâna. Vreau să fiu nevasta ta. Mâine ne căsătorim. Da, știi, nu e chiar atât de urgent. Ba da, e foarte urgent. Rudy, vor să mă trimită în provincie. Dar dacă mă căsătoresc cu cineva care are serviciu la Budapesta, atunci trebuie să mă oprească aici. Ne căsătorim mâine? Da, știi, sunt foarte fericit. Cred totuși că n-ar trebui să forțăm lucrurile. Crede-mă, altă soluție nu există. Mi-am bătut capul destul, da, degeaba. Și pentru că tu mă iubești? Da. Fiindcă mă iubești, nu-i așa? Mi-ai spus-o de atâtea ori. Da, sigur. Totuși, dragă, să nu ne grăbim. Suntem prea tineri. Pe urmă, vezi, Eva, am să fiu sincer. Eu la părinții mei am totul. Casă, masă, nu... Dacă mă însor, s-a sfârșit. Ce rost ar avea să mă mut într-o cameră cu chirie? Da, ai dreptate. Ai perfectă dreptate. Am glumit. Da? Ai glumit, da. Dar știi că nu era mea gluma. Am tras o sperietură. Trebuie să mă recoresc. Hai să coborăm să bem ceva. Nu merga, am puțină treabă. Da, îmi pare rău. Și atunci, pe când? Am să-ți dau eu un telefon. Servus, Rudy. Da? Îți sărut mănușițele. Îți sărut mănușița. La revedere. Ce a plecat, Rudy? Rudy a plecat? Splendid! Te bucur, o vrăznicătură! Și încă cum? Mie nu e indiferent cine m-a fi cumnat. A venit Feri. Da. Sărbâinile, cum ne simțim? Bună ziua, nene Benzel! Bună, doctor, ia loc! Nevastă mea și cu mine tocmai avem puțină treabă. Niște jaluzele de reparat. Ce? Te lăsăm cu Eva. Hai, mamă, o să te consulte domnul doctor mai târziu. Bine, mișca! Hai, mișcă-te! Feri, fii atent! Eva s-a certat iar cu Rudy. Și eu am treabă, am foarte multă treabă. Ce faci, Eva? Cum te simți? Mulțumesc, bine. Dar dumneata? Mulțumesc prost. Văd însă că nici dumneata nu ești prea veselă. Oh, iertați-mă, dar trebuie să fac curat în cameră. Au fost reparate jaluzele, așa că... Lasă-mă, Mico, am să fac eu curat aici. Bine, dacă spui tu, mă duc... De ce ai supărat, Eva? Tocmai acum când ai obținut diploma, când ar trebui să fii fericită, ce s-a întâmplat? Spune-mi, Feri, tu mă iubești? Eva, știi bine că da. Mă iubești mult? Din păcate. Din păcate? De ce? Pentru că tu nu-mi împărtășești sentimentele. Da. Totuși, dacă cineva iubește cu adevărat, face orice pentru celălalt. Da, orice, totul. Și dacă eu ți-aș spune, Feri, vreau să fiu nevasta ta, ce-ai face? Ți-aș răspunde, de acord. Chiar dacă știi că eu nu te iubesc? Mă vei iubi, Eva. Nu sunt convinsă. Totuși, Feri, vreau să fiu nevasta ta. Nu înțeleg. Ești un băiat bun, Feri. Și îți mărturisesc cinstit. Această căsătorie este pentru mine ca un colac de salvare. Colac de salvare? Da, în special pentru părinții mei. De aceea, în fața lor, va trebui să ne purtăm ca doi soți fericiți. Îți promit că îmi voi da toată silința. Da, dar numai când sunt alții de față. Altfel nu va trebui să te ostenești. Da, sigur. Și în afară de asta, mai dorești ceva? Tot ce-mi doresc eu mie, dorința ta o ascult. E o simplă prietenie, dar asta nu-i prea mult. E greu, dar poate totuși mă înțelegi. D-un vis mincinos n-aș vrea să te legi. Nu-mi cere mult nici mie, chimere eu nu ți-es. O simplă prietenie, ce-ai vrut, am înțeles. Voi fi un prieten bun, cum afli rar, dar nu mă iubi, căci ar fi zadar. Să fii doar prieten, azi pe noul drum, fericirea poate va veni cândva, dar acum eu nu-ți cer multe ție. Dorința ta o ascult. O caldă prietenie,
dar asta nu-i prea mult. Nu vreau să sper în nopți de priveghi. Eu nu-ți pot da nici dragostea, nici mângâieri, prieten să fii. Mai mult să nu ceri. Caut o iubire caldă, fericire, dar orice drum mi-l închis. Prietenia noastră are o fereastră, poate spre iubire o deschis. Eu nu-ți cer multe ții, dorința ta o ascult, o caldă prietenie, dar asta nu-i prea mult. Nu vreau să sper în nopți de priveghe. Eu nu-ți pot da nici dragostea, nici mângâieri, prieten să fim. Mai mult să nu-nceri. Mai mult să nu-nceri. Nu vă supărați, nu vreau să vă deranjez, dar aș dori să știu un singur lucru. Voi fi cumnat sau nu? Hai să fii, Mișe! Ura! Acest eveniment trebuie sărbătorit! Da. Dar cu 20 de forinți pe săptămână bani de buzunar nu se poate. Uite, ia 100 pentru sărbătorirea. De la cumnatul tău poți să-i primești. Dar numai cu un împrumut, la nunta de aur vi dau înapoi. Bine. Se aranjase lucrurile pe gustul meu. Cununia s-a făcut repede, după câteva zile, într-o sâmbătă, și de la ofițerul stării civile ne-am dus de-a dreptul la gara ca să-i conducem pe tinerii căsătoriți. Plecau în călătorie de nuntă. Copii! Copii, vă doresc să fiți fericiți, copii! Aia cu de ce te mai doare inima? Ce bucurie, de emoții, scumpa mea de copii, dragul meu băiat. Mamă! Și eu vă doresc să fiți fericiți copii. Hai să urcăm în vagon, Eva, mai e puțin până la plecare. Eva, ai grijă, Eva, să nu stai în curent. Lasă, mamă, lasă-o, mamă, acum are un doctor lângă ea. Nu m-am învățat, tu că știu mai bine. Bine, 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 mă, mică, bine. Dar Feri, de ce nu vine la fereastră? Așa de valizele. Feri! Da, mamă, Mai lasă și tu valizile, mamă, să mai vedem puțin. Dar nu știu de ce vă trebuie atâtea geamantane pentru câteva zile. Nu se știe niciodată. Domnul ministru Mișii, pleacă de-a și lui. Și nici profesorul Dima n-a venit la gară. Ne-a anunțat doar că nu poate veni. Pleacă astăzi seara la un congres al medicilor la Londra. A, drăguț din partea lui că s-a oferit să vă fie naș. Uite pe Mișii. Unde ai fost, Mișii? V-am adus geamantanul ăsta. Încă unul, mă, băie. Dar ce-i în el? E, cadourile de nuntă. Ce cadouri? Dar ce le trebuiau cadouri în călătorie? Lasă, tată, nu se știe niciodată. Dă-l încoace cu mea. Și eu care abia așteptam să ajung acasă să văd cadourile. Spune-i, Mișii, ce-ai pus în geamantane, altfel faci o criză de inimă. Păi, un fier de călcat de la familia Forgaci, un reșo de la policlinică, o mașină de tocat de la Covaci, mai e și o garnitură de tacâmuri din argint. Dar nu știu de la cine o fi. Poate scrie ce în plicul ăsta. Ia, uite-te! Oare cine le-a trimis? Tinerei perechi, iurează mult noroc și fericire, doctor Gheza Timar. Cadou de nuntă de la tovarășul profesor. Și sunt o frumusețe de tacâmuri, vă spun eu. Ce bunătăți se pot mânca cu astea? Poftiți în vagoane! Bun copii! La urma urmei, unde plecați? Ați putea să ne spuneți și nouă. Te cred, unde plecați, Epica? Afară, da. Neamă, Nico, mie nu mi-a spus nimic. A vrut să-mi fac o surpriză. Și încă ce surpriză? Ei, dar acum ai putea să ne spui, Ferică, doar nu o să venim după tine. Da, cu plăcere, sigur. Plecăm la Gherneșeg. Unde? Într-un sat? Da, acolo ne vom stabili. Uf, dacă nu o spunea el, explodam, nu mai puteam ține secret. Cum tu știai? Nu te înțeleg, Feri, ce vrei să spui? E foarte simplu, am cerut să fiu transferat în provincie, la Gherneșeg.
Voi fi medic de circunscripție, iar tu îți vei ocupa postul de farmacist. Ce surpriză, copii! Acesta e cadoul meu de nuntă. Parcă văd că rămânem să dormim în gară. Bună seara! Bună seara! Tovarășul doctor Silaghi? Da, eu. Soția dumneavoastră, nu? Și de mâine farmacista noastră. Eu sunt Sabo. Vă așteptam. Da. Sigur. Ne-ați așteptat? Da? Adică vroiam să spun, știați că sosim astăseară? Sigur, am primit telegrama dumneavoastră. Soția mea se temea că nu o veți primi la timp. Poșta și frizeria funcționează la Guernesey prompt și conștiincios. Îmi dați voi. Eu sunt frizerul Todor Sila. Ne pare bine. Cine a venit la noi? Ne pare bine. Vă așteptam. Vă mulțumim, vă mulțumim, da. La ora asta ați venit? Vreau să vă cunoaștem mai bine. Să mergem, cred că sunteți obosiți. Vă conducem noi. Da, vă mulțumim. Poftiți. Asta e farmacia. Da, e foarte, foarte drăguț, foarte plăcut, foarte plăcut. Nu-i așa, iubito? Da. Cam mică farmacia, dar deocamdată ne ajunge. Principalul e că avem și farmacistă. Mâine tovarășul doctor poate începe să dea rețete. Poftiți din coace. Da, poftiți. Rog să-mi asta este camera dumneavoastră. Da, îmi place aici. Nu-i așa? Că și ție îți place, draga mea, nu? Da, grozav. V-a cam obosit călătoria. O să anunț imediat gazda. O clipă. Da. Dragă Eva, în fața străinilor trebuie să fim tandri de parcă ne-am trăit luna de miere cu adevărat. Știu. E inutil să-mi atrage atenția. Tu șămacrai? Da. Vino, te rog, înăuntru. A venit tovarășul doctor cu soția. Au venit. Da. Bine ați venit, vă așteptam. La mine o să vă simțiți ca acasă. Acum noi vă lăsăm. Da. Noapte bună. Să vă las și eu să vă odihniți. Drumul obosește. Noapte bună. Nu mai pot, nu mai suport jocul ăsta. Zâmbete false, alintări forțate. Nu mi-ajunge că a trebuit să joc teatru în fața părinților. Acum trebuie să mă prefac că sunt fericită și aici. Nu-i așa, iubito? Așa e, iubitule. Ei, nu mai pot suporta. Din partea mea pot spune liniștită părinților tăi că ai făcut o căsătorie din interes. Nu ți-e foame? Suntem îndoi, nu e nevoie să fii amabil. Din păcate așa e firea mea, dar îmi voi da silința să mă schimb. Care pat ți-l alegi? Eu mă culc pe teșghea în farmacie. Nu, stai. Mă culc eu acolo. Dă-mi o pernă, Eva. Poftim. Noapte bună. Da. Scuzați-mă, am mai adus o pătură. Știți, aici la munte e frig noaptea. Da. De unde se duce tovarășul doctor cu perna în brațe? Eu nu, nicăieri. Fac așa câțiva pași. Știți, plimbarea de seară înainte de culcare. Da. Nu-i așa, comoara mea? Da, iubitule. Da. Bine. Eu vă las pătura. Să vă înveliți că e răcoare. Da. Noapte bună. Încep să devii insuportabil. Nu mai miorlăi într-una scumba mea, iubita mea. Fac ceea ce m-ai rugat. Să mă port frumos față de alții. Așa se poartă un soț atent. Noapte bună. Și ce mai vrei? Am uitat să spun ceva. Ce? Că te iubesc foarte mult și aici la Guernesey. Noapte bună. Așa, cum să-mi iau în primire culcușul de pe teșghea?
E, nu s-ar putea spune că e prea moale. Cine e? Ilona Kovac, învățătoarea. Ilonca, ce surpriză! Imediat! O clipă! Poftim! Feri! Ferică! Deci tu erai... Nu m-am înșelat! Nu te-am văzut de 1000 de ani! Mă bucur mult, Ilonca! O să se bucure și soția mea. Din păcate s-a culcat, doarme, dar o să vă fac cunoștință mâine. O cheamă Eva. E o ființă foarte drăguță. Tu medic, ea farmacistă. Minunat! Așa veți prinde mai ușor rădăcini la noi. La noi? Da! Eu mă socotesc acum o adevărată băștinașă din Ghernei. Am venit de 10 luni, dar parcă aș fi trăit aici întotdeauna. Am îndrăgit mult satul. Și noi, mai ales nevastă mea. Mă bucur că vă place. În curând va fi gata și dispensarul. Am auzit că de-abia la anul. S-ar putea să fie gata mai repede. Toată construcția poate fi terminată în 6 săptămâni. Și care-i piedica? N-avem oameni suficienți. Mai bine zis, n-avem tehnicieni. De ce nu cereți de la întreprinderea de construcție? Am cerut, dar nu ne pot da. Trebuie să-și îndeplinească sarcinile anuale, iar dispensarul nostru nu e trecut în planul lor. L-am început prin muncă voluntară. Dacă pot să vă ajut cu ceva, sunt gata. Bravo, Feriche! Văd că ai rămas același. Mâine vom merge împreună să vedem ce putem face. Vom sta de vorbă mai pendelete. Da. Am atâtea să-ți povestesc. Da. Dar acum, du-te, du-te și te culcă, ursulețule. Noapte bună! Noapte bună! Noapte, la revedere, Ilonca! La revedere! Eva? Da. Nu te-ai culcat? Tocmai mă pregăteam. A fost aici Ilona, învățătoarea. O fată din satul meu, o fată foarte drăguță. Da, am auzit, ursulețule. Asta ai uitat să-mi spui. Ce? Că la Ghernesig ai o cunoștință foarte drăguță. Sper, nu te deranjează. Oh, nu, nu, deloc. Noapte bună. Noapte bună. Am uitat ceva. Știu, că și la Ghernesig mă iubești. Nu, că și la Ghernesig mi-e foame. Dar ce, nu cumva vrei acum să mănânci? Îi sprăviști odată și tu de la culcare. N-am parte aici nici de mâncare, nici de somn. Și te rog, nu fluiera, vreau să fie liniște. Da, mă rog. Eva, ăsta n-am fost eu. Și nu scârțâi-te jgheaua. Nu te jgheaua scârție. Oasele mele, e mult de când am mai dormit pe o tejdea. Eva, ce crezi că trebuie să fac ca să visez o saltea moale? Eva, dormi? Dorm. Păcat. Visuri ți-s mereu, noaptea întreagă veghez. Și în gândul meu, chipul tău îl visez. Totul este ciudat, atât de aproape să fim. Și totuși noi niciodată nu ne întâlnim. Visețez și eu, le adun, le împletesc. Le ascult mereu, dar nimic nu-mi grăiesc. Se destramă deodată atunci când vreau să le înțeleg, iar graiul lor bolburat eu nu-l desleg. Aș vrea în nopți senine să văd aievea ce-am visat. Aș vrea să vii spre mine, să văd un vis adevărat. Visuri ți-s mereu, noaptea întreagă veghez. Și în gândul meu, chipul tău-l visez. Totul este ciudat, atât de aproape să fim. Și totuși noi niciodată nu ne întâlnim. Ascult și te înțeleg, dragul meu, aș vrea ca să-ți răspund, dar văd că nu e ușor. Răspunsul nu mi-l da, știu că e greu, mai bine hai pe calea viselor.
visuri ți-s mereu, noaptea întreagă veghez și în gândul meu chipul tău-l visez. Totul este ciudat, atât de aproape să fim, și totuși noi niciodată nu ne întâlnim. Visețesc și eu, le adun, le împletesc, le ascult mereu, dar nimic nu-mi grăiesc. Totul este ciudat, atât de aproape să fim, și totuși noi niciodată nu ne întâlnim. Da, da, îndată, îndată. Ce s-a întâmplat? Soții, uitiși, bolochelul și e rău. Trebuie să nască și nu așa e plecată din comună. Veniți repede, da, că vreau să veniți. Așteaptă-mă, așteaptă-mă o clipă. Eva, cum, te-ai sculat și tu? De ce? Poftim, trusa. Era printre lucrurile mele. Mulțumesc, Eva. Și somn ușor în noaptea anunței noastre. Mulțumesc. Petrecere frumoasă. Feri, Feri! Ce e, dragă? Nu vreau să rămân singură. Mi-e frică. Fiu și eu cu tine. Asta e bună. Am uitat să cos nasturi la mâinică. Extraordinar. E, și cum îți spuneam, munca a început să o absoarbă repede, repede pe Eva mea. După vreo două luni... Aha! Bună dimineața, mătușe Macrai! Bună dimineața, Todor! Dar ce, tovarășa farmacistă încă nu s-a sculat? Ei, și tu acum. Îi dus de azi noapte cu bărbatul la Miclo și că-s bolnav copiii. Ah, va să zică nici tovarășul doctor nu e acasă. Păi nu spusei, e la bolnav. Da, dar la mine de ce n-a venit? Are mașină de ras electrică. Nu ca la un frizer, ca la un bolnav. Hei, lasă-l pe tovarășul doctor în pace. N-are timp să se ocupe de dumneata. Știu, n-are timp să se ocupe de bărbații bolnavi, da. Numai de femeile sănătoase. Ce tot vorbește? E, Doamne, un Figaro vede tot, aude tot. Pentru tovarășa învățătoare are timp întotdeauna. Cum? Spun unii, eu nu. Nu, unii. Că doctorul și farmacista nici nu sunt cu adevărat soț și soție. Doctorul doarme pe tejghea. Dar de unde ai mai scornit și asta? Cine ți-a spus dumitale că doctorul doarme pe tejghea? Bătrâna Suveg. Și ea? Ea de unde știe? I-ai spus dumneata. Eu? Da, da, și tot unii, eu nu, nu. Mai zic că doctorul și află sărmanul Consolarea la învățătoare. Crezi? Ia te uită. Care va să zică de-aia e gelosabă pișta pe Ilonca din pricina doctorului. De asta? Și ce? N-are dreptate? Ia lasă-mă, ce tot îmi bați capul? Ei, ce vrei? Ești mai rău decât o babă. Ei, Doamne, așa e un Figaro. Aude tot? Vede tot. Spun unii că e rău ce-i bun, și spun și spun și iarăși spun. Mereu tot clevetesc, bârfesc și iar bârfesc, dar eu la vorbă cu ei nu mă pun. Ori e femeie, ori bărbat, pe la frizer dacă au intrat, o vorbărea i-a pus ușor în vraja sa. Vai de el, vai de ea, de clevetiri tu poți scăpa lucrui cunoscut, doar dacă nu te-ai născut. Clevetea la când pornea, îți jur că mă îngrozea, nu vreau să aud de ea. Eu te cred, numai să știi ce nu spun copilării. Eram acolo și... Și spun și spun și iarăși spun.
mereu tot clepetesc, bârfesc și iar bârfesc, dar eu la vorbă cu el nu mă pun. Ori e femeie, ori bărbat, pe la frizer dacă au intrat, o vorbărea i-a prins ușor în vraja sa. Vai de el, vai de ea! De clevetir tu poți scăpa, lucru-i cunoscut, doar dacă nu te-ai născut. Bună dimineața! Ah, bună dimineața, drăguță! Bună dimineața! Intră, intră, Dușa Micuș, când dată-ți fac rețeta? Dumneata, tovarășe Todor, vrei ceva de la mine? Nu, 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 eu cu tovarășul doctor, dar, mă rog, dacă nu-i... Nu, nu e, nu e, s-a oprit la niște bolnavi. Aha, da, atunci eu plec. Da, dumneata, Tușe Micloși, ce-ți mai fac copiii? Acum bine, dar dacă nu venea să cheme azi noapte doctorul... Ei, să fiți sănătoși, drăguță, că amândoi v-ați ostenit toată noaptea, măi. Acum gata, poți fi liniștită. Uite, aici ai prafurile pe care le-a scris tovarășul doctor. Da. Aici gargara și aici siropul. Le dai așa cum te-am învățat, da? Mulțumesc mult, maică, și sănătate, mulțumesc. La revedere, sănătate. Hai, drăguță, hai, du-te și odihnește-te. Nici 3 ceasuri n-ai dormit azi noapte și îndată sosește tovarășul profesor. Ah, uite acum, Tușă Macrai, mai am de preparat o rețetă și pe urmă mă culc și eu puțin. Bine. Ah, tovarășul profesor rămâne și la cină? Nu, ne-a scris doar că trece cu mașina pe aici și pleacă mai departe spre Budapest. Ei, atunci mă duc să văd de mâncare. Hai, du-te și te odihnește, hai. Servus! Servus, Ilonca. Feri nu-i pe acasă? Nu, păcat. Aș fi vrut să vorbesc cu el. Nu poți să-mi spui mie? Ție? Ba da, pot să spun și ție. Poate e chiar mai bine. De altfel, de multă vreme vroiam să stăm de vorbă așa, ca de la bărbat la bărbat. Te ascult. Știi, aici la țară lumea vorbește multe. Desigur, nu fără motiv. Deci e adevărat? Pe mine mă întrebi. Dar pe cine să întreb? Tu trebuie să știi dacă Feri doarme pe teșghea. Ah, dar nu despre asta e vorba. Lumea spune că este ceva între voi. În schimb, între voi nu-i nimic. Asta nu te interesează pe tine. Ba, mă interesează. Feri e prietenul meu din copilărie. Eu îl cunosc mai bine. Știu că nu merită să te porți așa cu el. Așa cum te porți tu. Cu el și cu tot satul. De ce? Ce fac eu rău? Nu-mi văd de treabă? Ba da, dar nu pentru că te-ar interesa satul sau oamenii, ci doar așa, din vanitate. Să nu te poată învinui nimeni dacă se va observa cât de nefericit e Feri. Oh, sigur, sigur. Numai tu poți să-l faci fericit. Dacă va fi cazul, voi încerca. Da? Vei încerca, draga mea? Da, draga mea. De, atunci să știi că... Intră! Bună ziua! Tovarășul profesor Timar, vă așteptam! Bine ați venit, bine ați venit! Îmi dați voie să vă prezint pe Ilona Covaci, învățătoarea noastră. Doctor Gheza Timar, îmi pare bine. Fiți binevenit, tovarășe profesor! Feri ne-a vorbit mult despre dumneavoastră. Da. Îmi pare rău însă că nu mai pot sta, știți, școala... Da. Mă iertați! La revedere! La revedere! La revedere, Eva! La revedere! La revedere! Pare o fată bună și simpatică. Da, da. Luați loc, tovarășe profesor. Mulțumesc. Feri nu e acasă, s-a dus la un bolnav, dar trebuie să se întoarcă. Din păcate, nu pot lua masa cu voi. Oh. La ora 2 trebuie să fiu la Budapest. Îmi pare rău, Feri va aștepta atât de nerăbdător. Ei, lasă, lasă. Voi veni într-o duminică și o să stăm o zi întreagă împreună. Așa. Ne vom așeza în grădină, sub nuc. Și atunci elevul meu drag îmi va povesti cum trăiți aici între munți. Oh, foarte bine, foarte bine. Eu mă simt minunat, da. Și Feri? Feri? Da, și el se simte. Ceva nu-i în ordine? O, ba da, ba da, cum să nu, cum să nu, totul e. Nu e frumos să ai secrete față de mine? N-am secrete, totuși e greu să vorbești despre alții. Se vorbește, te rog, ce s-a întâmplat? Feri, cum să spun, e oarecum dezamăgit. Da? N-a găsit ce a așteptat. El, sărmanul, nu spune niciun cuvânt. Eu însă simt că îi lipsește ceva. Clinica? A, da, clinica, îi lipsește clinica, asta e. Înțeleg, da. Înțeleg. E, dacă vrea, dacă face o cerere, se poate întoarce în capitală. El să ceară? Tovarășe profesor, n-ar face asta pentru nimic în lume. Chiar vă rog, nu cumva să pomeniți față de el că v-am spus. Nu mi-ar ierta-o niciodată. Bine, pe bine, bine. Vom face în așa fel ca să nu atingem mândria tânărului nostru doctor. O să faceți asta? Da, sigur. Cât sunteți de bun. Bine ați venit, tovarășe profesor, v-am văzut mașina afară. Servus, băiete, servus. Bine ai venit, iubitule. Feri, cum te simți?
Dar într-adevăr minunat. Da, știu, știu. Înțeleg, sunt multe greutăți. E adevărat, mai sunt încă unele greutăți, dar trebuie să lupți să le înfrângi. Așa e viața. Cabinetul e slab utilat. Da, sper că în curând voi avea unul nou. Vei avea, vei avea. Eu am încredere în viitor, tovarășe profesor. Nu-i așa, iubito? Da, scumpul meu. E, și acum trebuie să mă las. Mă bucur că v-am văzut. Aș vrea să te știu mulțumit, Feri. E, sunt, suntem. Nu-i așa, iubito? Da, dragul meu. E, rămâneți cu bine. La revedere. La revedere. Și să vă iubiți așa mereu. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. Ce e, Mișca? Ai adormit la mașină? Cum? Nu, mamă, mă gândesc, știi. Mă gândesc la povestea asta cu Eva. Eu n-am înțeles. Ce tot spuneau ei acolo la Guernesey? Ce legătură a avut Eva cu construirea noului dispensar? Păi sigur, când ai mai înțeles tu ceva? Tot mama săraca să le știe pe toate. Și ții minte, Mișca, ții minte? Da. Îmi spunea mie inima că nu merg lucrurile cum trebuie. Într-o dimineață, cam la câteva zile după ce fusese profesorul Timar pe acolo, așa, Feli se certa cu președintele, cu Sabo. Da, da. Se întâlniseră întâmplător chiar în fața farmaciei. Mi se pare mie că Sabo îi cam făcea ochi dulce, vei. Da, sigur, ție până nu ți se pare ceva, dar că învățătoarea îi dădea târpoale lui Feli, nu ți se păreai? Că doar și ea se nimerise acolo. Crede-mă, crede-mă, tovarășe Sabo, bolnavii au neapărat nevoie de cabinetul medical. Știu, știu foarte bine, dar dacă nu se poate mai mult, spuneți-mi să mă duc să car pământ, dacă e nevoie și o fac. Sau dacă trebuie să car cărămizile din căruță, fac și asta. Dar să nu-mi cereți să mă duc la trustul de construcții, la căpățânosul ăla de Balaș, că acolo nu mă duc. De altfel mi-a și spus peșleau că nu-mi dă nici măcar o jumătate de zidar. Dacă dumneata și tovarășul Balaș n-ați mai fi veșnic pe picior de război, am avea de toate. Da, așa e. Oricum începeți, până la urmă tot la povestea cu fotbalistul ajungeți. Da. Și de aici certa e gata. Dar spune Ilonca, e frumos ce a făcut? Să-mi fure cel mai talentat înaintaș, în loc să-și crească singur sportiv. Nu, vă rog, vă rog să nu-mi cereți să mă duc la Balaș, că nu mă duc. Și de ce să nu te duci? E un om foarte simpatic. A, bună dimineața, tovarășe. Bună dimineața. Ce-ați spus? Balaș e om simpatic? Sigur. Și te estimează foarte mult. Pe mine? Da, da, pe dumneata. Ce te miri? Chiar ieri am vorbit cu el. Te-a lăudat în fel și chim. Și pe urmă la Guernesey sunt niște jucători ca nicăieri în raion. Iar toate astea sunt meritele dumitale, al lui Pișto, așa mi-a zis. Așa a zis? Al lui Pișto? Da. A mai spus că trustul o să-și îndeplinească planul înainte de termen și că s-ar putea face ceva și cu dispensarul dacă s-ar duce acolo Pișto. A zis Pișto? Da. În fond, știi, Balaș ăsta e totuși un om cum se cade. Nu-i așa? Da, da. I-am spus că și dumneata îl consideri un om cum se cade. Am plecat la raion. Tu nu mergi, Ilonca? Ba da, mă duc la școală. Hai, la hai. Revedere! Mult noroc! La revedere, nu? Felicitări, a fost o mutare de șac formidabilă. Da, nu se știe încă. Vom vedea curând. Da. Da, cui telefonezi, Eva? Lui Balaș. Îmi pregătesc pentru vizita lui Sabo. Alo? Tovarășul Balaș? Aici e Vasilaghi. Da, vreau să spun că n-ai avut dreptate ieri. Da, 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 tocmai acum am vorbit cu Sabo. Te-a lăudat în fel și chip. Da, da, pe dumneata, pe dumneata. Spunea că ești un conducător de întreprindere cum rar întâlnești. Da, că ești un om încăpățânat și un ranchiunos. Păi, dacă nu ești, împăcați-vă. Să vă văd. Sabo tocmai spunea că va trece pe acolo. Da, să vă văd, să vă văd. La revedere, la revedere. Bravo, Eva, Sabo îți va fi recunoscător. Sabo? Da, ideea ta va schimba total lucrurile. Dacă i-ar fi venit Ilonca ideea asta, ai fi fost sigur că o face de dragul dispensarului și de dragul tău. Dar așa... Așa, grija dumitale pentru succesele tovarășului președinte este evidentă. Da, mai bine să nu mai vorbim despre asta. Am plecat. A, ești furios și de asta pleci? Nu sunt furios. De altfel țin să-ți fac cunoscut că te iubesc și furios.
Păi vezi? Așa se poartă un bărbat serios? Lasă că avea dreptate. Purtarea Evi era de-a dreptul nesocotită. Sigur, voi bărbații până nu vă luați apărarea. Fapt este că numai după 2 luni a avut loc inaugurarea dispensarului. Da, și tot atunci își sărbătorea și Feri ziua de naștere. La mulți ani, Ferice! Mulțumesc, Ilonca! Noroc, Eva, și multă fericire! Să trăiască, Feri! Mulțumesc! E tare vinul! Mi s-a făcut cald! Hai să ne plimbăm puțin! Hai, Ilonca! Hai și noi, Feri! Da, stai! Eva, am uitat să spun că și azi, de ziua mea, te iubesc foarte mult! Atunci pot fi liniștită. Eu însă nu. De ce? Te-ai schimbat, Eva. Am impresia câteodată că mi-ascunzi ceva. Nu ți se pare? Ce ți-aș putea ascunde? Uneori îmi pare o explozie de bucurie. Ca azi, de pildă. N-am voie să fiu veselă? O, ba da, dar nu sunt obișnuit și aș vrea să cunosc și eu motivul. Dă-mi voie să am și eu surprizele mele. Hei, Eva! Feri! Ce trebuie să vă spun totul? Bună seara! Fișii, dragul meu, fișii! Servus, Eva, servus, cumnate! Bine, dar cum te-ai ajuns aici atât de târziu? Am plecat de dimineață, dar am avut o pană la motocicletă. Ah. Dai, ce bine îmi pare că te văd, fișica! Ce fac bătrânii? Ce e nou pe acasă? E, nimic. Ei nu știu că am venit. Cum asta? Păi dacă le spuneam, crezi că m-ar fi lăsat să plec cu motocicleta atât de departe? Ha, norocul meu că tata a plecat la Eger, la unchiul Ghiula, după niște vin. Iar mama s-a dus în vizită la mătușa Mareș, ca la fot. Abia mâine vor fi acasă. Ah. Așa că eu am sărit pe căluț și m-am gândit să dăm o fugă până la voi. Bra, să văd ce mai face, nu? Și te ești încumnat cum se cade, Mișii. Eram foarte supărat că nu știam ce-i cu voi. Bătrânii s-au și certat din cauza voastră. S-au certat? Da. Cum? Știți că... Ba nu. Mai bine discut cu Feri. Așa, vă între bărbați. Bine, oh, nu, mama, unde s-a mai ascuns? Fugi pe scări, după draperia asta, aici, Mișii, după draperie. Oh, ia uite, bine, mamă, copii. Ce surpriză, fetița mea dragă, scumpă. Sărut mâinile, mamă. Bună seara, fiule, ce mai faceți? Ei, de altfel văd că sunteți bine, sărătate. Minunat, și Eva la fel, nu-i așa, iubito? Da, dragul meu. Și nu e nicio neînțelegere între voi? Neînțelegere, mamă, între noi? Vai, dar de unde bănuiala asta, mamă dragă? Suntem foarte fericiți, nu-i așa, iubito? Eu am întrebat doar așa. Și, mă rog, ce sărbătoriți astăzi? Azi, ziua lui Feri și inaugurarea dispensarului. Da, atunci am sosit tocmai la timp. Da. Pot să-i cunosc pe toți. Pe mătușa Magra, pe Todor și pe Ilonca, despre care mi-ai scris atâtea. Bine, da. Eu nu știu ce toată vorbiți voi, dar eu spun să trăiască la mulți ani bunul și dragul nostru doctor. Mulțumesc, Todor, mi-ai urat de câteva ori. Știu, știu asta, dar pentru urări de bine totdeauna mai e loc. Uite, tovarășe Todor, a venit mama mea. Sosi, soacră. Degeaba, nu există fericire de plină pe lume. Bine v-am găsit. Cei de acasă nu știu că sunt aici. Tata a plecat la Eger după vin, Mișii cu motocicleta la plimbare. Știu, știu. De unde știi? A simțit telepatie, mamă. Așa că am luat tren și iată-mă. De asta mulțumesc. Mișca, a venit aici. Păcătosul n-a plecat la Eger. Unde să mă ascund să nu mă vadă? Unde copii? Mamă, treci după paravan. După paravan, foarte bine. Copiii mei, fetița mea. Fetița mea, asta e bună și tatăle. Asta zic și eu, surprinsă. Cred și eu, dacă mama ar ști, s-a dus la fot, iar Mișii a plecat cu motocicleta. La plimbare. Dar de unde știi? A presimțit, tată. Telepatie. Eu trebuia să mă duc la Eger după vin. Am întâlnit însă un cunoscut care avea drum pe aici cu mașina. L-am rugat să mă ia și pe mine și iată-mă aici, sunt aici. Mă bucur mult că ai venit. Tu nu te bucura prea tare, cu tine am de discutat. Da, poftim. Nu acum, mai târziu. Mai întâi să ne aprind o țigară. Tată, iar fumezi? Doar atunci când sunt departe de mama voastră. Așa îmi tignește mai mult. De când ai plecat, tu numai de mine mă omoară cu boala idenii. De acum încolo, gata însă, m-am hotărât pe drum. Cum mă ajung acasă, da? Mă proptesc în fața ei cu un trabucut atât de mare în gură și îi spun: draga mea! Continuă, Mișca, continuă. Hai, ce să aștepți până acasă? Deci, draga mea... Draga mea, m-am hotărât să mă las definitiv de fumat. Poate imediat trabucul din trabucul gură. Trabucul care? Nici nu știam că am un trabuc în gură. Nu știu ce nimeni l-a pus. Fără să vreau l-am gustat. Gustă și tu. Mie nu-mi trebuie, zon. Nu. Ei, ce frumos ne-am adunat toată familia. Mișii! Ce cauți aici? Ai spus că
Tu mergi cu motocicleta la plimbare. Și-am făcut o plimbare până aici. Dar cine a spus că merge la fot? Mama. Și cine a spus că pleacă la Eger? Tata. Deci cine? Aia am vrut să-mi văd fata, dragă, să mă conving și eu de tot ce se aude despre ea, că nu sunt decât minciuni, nu? Și eu îți spun că totul e adevărat. Dar, mamă, tată, despre ce vorbiți voi? Ascultă, fetița mea. Ascultă, Ferie. Pentru că nu e așa, dacă cineva iubește pe cineva, îl felicită și urează. Mai târziu, Todor, vin eu afară. Da, da, dar să veniți, să veniți, că tovarășa învățătoare și-a strâmbat gâtul privind încoace. Și după cine strâmbă gâtul învățătoarea? Păi, știu eu ce, spun eu că sunt mereu împreună, nu spun niciun cuvânt. Am și plecat. Vezi, mișca, deci e adevărat. Acest Ferie își bate joc de fetița noastră. Stai tu de vorbă cu el. Ferie, dragă. Ce e aia, Ferie, dragă? Fii sever. Așa e. Domnule doctor, urmează-mă, vreau să spun. Da. Dumneata, tovarășe învățătoare, ești teribil de nostimă. Da? Nu mă mir că-i plac lui Ferie. Din pricina dumneitale, mama consumă calmante cu suta de grame. Îmi pare foarte rău, mai ales că totul e doar o născocire stupidă. Lasă, nu iese fum dacă nu vă jucați cu focul. Noroc că am venit la timp. Ce vrei să spui cu asta? Că venind eu, altul nu mai poate avea loc în inima dumneitale. Sunt tot atât de bun ca și Ferie. Asta e sigur. Degeaba râzi, dacă eu mă uit la o femeie... Bănuiesc că e ca și pierdută. Dumneata ești un adevărat bărbat. Un alt, spătos, marcant. Un Don Juan perfect. Ai observat și dumneata? Ilona. Ei, nu, acum îmi pierd și eu capul. Asta și vreau, nu te teme de mine, păpușico. Văd multe fete frumoase, cochete, dar ca tine nu-s. Frumoasă ești de nespus și mai răpus. Ai vârsta în care îți place orice floare și copil ce ești. Ai vrea să cred în povești că mă iubești. Când te-a prins de dor, în viață totul e minunat. Dacă o să strănut acum e adevărat. Nu, e greu să cred. Nu-i sincer dorul tău avântat? Dacă o să strănut acum e adevărat. Draga mea, când m-a cuprins dragostea, devin un nou Hannibal, cucereț cerebral. Dragul meu, să cucerești tare greu. Aș vrea să-ți mărturisesc că pe altul iubesc. Hapciu! Când te-a prins de dor, în viață totul e minunat. Dacă o să strănut acum, hapciu! E adevărat, hapciu! Doar strănuți cumplit. Strănut căzdrăcit, hapciu! Stați! Petrecerea nu poate începe. N-a sosit încă orchestra. Dragii mei prieteni, eminentul nostru doctor, prietenul meu Ferie, mă va ierta că deși ziua lui de naștere, nu-l voi felicita întâi pe el, ci pe soția lui, pe simpatica noastră. Fata mea! Da, să așteptăm orchestra! Ce petrecere e asta fără orchestra? Dacă azi am inaugurat policlinica, trebuie să-i mulțumim în primul rând ei. Deci trăiască, draga noastră, farmacistă! Da, trăiască, da! Cum să trăiască fără orchestră? Iar în ceea ce îl privește pe iubitul nostru doctor Ferie, îi dorim de ziua lui numai bine! Ei, e ginerele meu! Te felicit și eu din toată inima de ziua ta, dragă Ferie, și îți predau în numele comunei cheile noii voastre locuințe! Da, încă n-a sosit orchestra! Nu putem începe petrecerea! Ceea ce dau eu e poate prea puțin. E însă... transferul la Budapesta. Eu nu vreau să plec. N-am cerut niciun transfer. Eu nu mă urnesc de aici. Deci asta e dragostea ta? Atunci plec singură. Eva! Dar dumneata ai făcut atâtea pentru noi. Eva, surioară! Lăsați-mă! Plec! Gata! A venit orchestra! Acum să vezi petrecere! Thank you.
Când-ți mișca, ce-ți pasă? Dar ce-a fost în sufletul meu? Ce-a fost pe capul meu, vrei să spui în zilele alea? Poftim, beați laptele. Da, mămicule, o clipă. Nici o clipă, laptele se recomandă contra intoxicații cu nicotină. Hai, bea-l imediat. Of, mămicule, de când ne-am întors de la Ghernesec, te porți cu mine ca un plutonier major. N-am voie nici să deschid gura. Ha, ce bine era dacă nu te lăsam să o deschizi niciodată. N-ai mai fi fost gură cască și n-ai fi lăsat-o pe Eva să mărite cu doctorul. Eu am lăsat-o, doamne. Atunci cine, poate eu, cu un om ca ăsta care rămâne la țară și își lasă nevasta să vină singură la pesta. Și dacă vrei să știi, nici n-au trăit așa ca soț și soții. Ce ai spus? Ce ai auzit? Mi-a spus văduva Macrai la care au locuit. Ce ți-a spus? Ferii al tău dormea pe teșghea. Pe teșghea? Ca să vezi. Și eu care credeam că o să avem în curând un nepoțel. Da, totuși nu-mi pierd speranța. Ce, adică cum nu ți-o pierzi? Stai puțin. Ginele tău la țară și fata la pestă. Până într-atât încă nu s-a dezvoltat tehnica. Dar Rudy? Ce-i cu Rudy? Eva tot pe Rudy iubește. Cum? De asta l-a lăsat pe Feri. Din pricina lui Rudy nu mănâncă și nu doarme. Ce spui? Îl așteaptă. Divorțează de Feri și se mărită cu Rudy. Nu. Gata. Nu se poate. Eva ți-a spus asta? Nu, nici vorbă. Eu i-am telefonat lui Rudy să vină aici. I-am spus că l-așteaptă Eva. Tu i-ai telefonat? Da. Și Eva știe? Da, de unde? E prea mândră. Rudy va apare pe neașteptate și atunci se vor aranja toate. Asta e. Nu se va aranja nimic. Asta e. Mișe, bine că ai venit. Închipuiește-ți, maică-ta i-a telefonat lui Rudy să vină aici. Ei, și lasă să vină. Cum ești? Ai trecut de partea maică-ta. Și facem prin soare că nu numai Rudy va fi aici, ci și Feri. Cum și Feri? Cum adică, spune? Eva i-a trimis aseară o telegramă. M-a rugat pe mine să o expediez. Eva? Da. Am schimbat foarte puțin textul. Ai schimbat? Da. Și cum sună? Foarte banal. Yes. Regret că am plecat de la tine, vino imediat să mă iei, te ador. Te ador? Feri nu o să creadă așa ceva. Îmi pare rău, tată, dar nu cunoști bărbați. Orice bărbat crede asta. Crezi? Un bărbat să facă doar ce vrea femeia, cum știu eu, într-o iubire, asta-i cheia. Da? Dacă o lași ca să facă nazuri, n-ai niciodată de caz. Da? Stai și ascultă că n-am terminat. Tu să cânti în struna ei întotdeauna, ea să spună 10, tu să spui doar una. Dacă vrea să aibă câte în soare, iar tu să ai răbdare. Și cu asta cred că am încheiat legenda aceasta ce-am ascultat. Așa. Datează, cred, din feudalism. Și poate că în evul mediu s-a întâmplat. Căci eu o socotesc anacronism. Da. Fiind azi într-o iubire alta cheia, ca bărbat să încerci să-ți înțelegi femeia. Dar nici s-o lași ca să-ți facă nazuri și n-o să ai necazuri. Stai și ascultă că n-am terminat. Vrei să-ți fie viața roză întotdeauna? Păi da. Când e ea nervoasă, tu să taci într-una. Când ești tu nervos, e foarte bine, ia să spună mai puține. Și cu asta cred că am încheiat. Văd multe în viață ce mi-au scăpat. Și iată, sunt un școlar adult. Se pare că tot ce ai spus am învățat. Să ieși acum la tablă să te ascult. Da. Știu că azi într-o iubire alta-i cheia. Bine? Ca bărbat să încerci să-ți înțelegi femeia. Da? Dar nici o lași ca să-ți facă nazuri și n-o să ai necazuri. Ce spui tu de teoria mea? De care? Vrei să-ți fie viața roză întotdeauna? Păi vreau! Când e ea nervoasă, tu să faci într-una. Când ești un nervos, e foarte bine, ia să spună mai puține. Eu mă întreb ce-o spune maică ta. Mișii, ia vezi.
Ei, ce ți-am spus, tată? Feri, a venit Feri. Adu-l-te înăuntru până nu vine mama de la bucătărie. Dacă îl vede, este un adevărat cataclism, nu altceva. Intră repede cu mețele. Tată! Dragul meu, tată. Băiat, trebuie să aștepți puțin. Eva vine imediat acasă. S-o aștept în camera ei. Nu, stai. Da. Știi ce? Așteaptă un baie, surpriza va fi mai mare. Tată, mișii, dragă, nu știu cum să-l fac să înțelegeți cât sunt de fericit. Lasă, mai târziu, apoi intră repede în baie. Telegrama ei a schimbat totul. Nu aștept, text banal, du-te odată. Hai. Uf. Tată, ce o să iasă din asta? Știu eu. Când a venit Rudi? Nu. Auziți, el trebuie să fie. Poftim, dragă Rudi. Vă salut, nene Wenzel. Sărutul mâng. Bună. Vă ofer niște specialități de la bombonerie. O drăguț ca întotdeauna. Iar bomboane acre de doi fori în jumătate. Ia loc, dragă Rudi, ia loc. Eva se întoarce imediat și va fi foarte fericită să te vadă. Tată, dacă iese Feri și îl vede pe ăsta aici, fuge înapoi la Ghernese. N-ar fi mai bine să intre Rudi în camera, Evi? Nu te amesteca. Mai bine treceți amândoi la curățat cartofi, hai. Dar, mamă. Nimic am spus. Mamă, lasă să curețe, nu mai mișe cartofii, că pe mine mă doare capul. Mi-aș pune o compresă. Mă duc în baie, că e fe. Ce? E fe la codul acolo. Mă rog, dar tu mișii, du-te la cartofi. Da. A venit Eva, s-a dus. Epica, uite ce musafir plăcut ne-a venit. Sărut mânușițele, coniță voiajată prin lume. Stați, luați loc, copii, vorbiți liniștiți. Eu vă las? Da. Maica ta nu s-a schimbat deloc. Ne lasă singuri ca și înainte. M-a invitat în numele tău să vin la voi, iar eu am venit la prima chemare. Sunt aici. Eu nu te-am chemat. Eva, nu fi copil. Să zicem că am aflat întâmplător că ești la pesta și am venit să te văd. Drăguț din partea ta, dar cred că te-ai ostenit degeaba. Ești sigură? În definitiv, ți-ai părăsit soțul. Nu din cauza ta. Dar am putea continua prietenia noastră, ba chiar mai mult. Înțelegi? Da, înțeleg perfect ce vrei să spui. Dar te înșeli grozav dacă ți închipui că vreau să mă consolez cu tine. Cum? Și pentru că nu eu ți-am telefonat, ci mama, vorbește cu ea. Cum? Dar... Mamă, da? Vino puțin, te rog. Bine? Ce este? Nici nu o aștepți? Îmi pare rău. Am o întâlnire, dar nu cu mama, ci cu fiica. Bună ziua! Tu ce s-a întâmplat, fetița mea? De ce a plecat Rudi? Mama, te rog foarte mult să nu mai telefonezi nimănui niciodată în numele meu. Dar, Eva, credeam că-l iubești pe Rudi, că din cauza lui l-ai părăsit pe Feri. Din cauza lui Rudi să-l părăsesc pe Feri? Da. Feri e un individ insuportabil, un nesuferit, un nebun încăpățânat. Dar nu-l las pentru 10 Rudi. Nu-l las pentru nimeni. Ia uită-te. Mămicule. Da. Mămicule, știi, nu te enerva, caută să fii drăguță. Cu cine? Așa, în general, știi, acum cu ginele tău, cu Feri. Da. Sărut mâna, mamă dragă. Dragul meu băiat, Ferichie drag. Mișii, visezi, ciupește-mă. O chem îndată pe Eva. Și voi ce stați? Fugă la reparat jaruzele, urgent. Hai odată, că acum chiar e urgent. Eva! Eva, Evica, vino repede. Feri, vorbiți copiii mei, vorbiți. Feri, dragul meu. Evi, draga mea. Mica, draga mea Eva, am primit telegrama și am venit cu primul tren. Îmi pare bine, Feri. În sfârșit ne-am dat seama amândoi că doar așa putem fi împreună. Îți mulțumesc. Da, așa totul e în ordine. Da, știi, Feri, m-am gândit că până vom aranja problema locuinții, vom locui deocamdată aici, la mama. Cum adică, Eva? E ceva neclar aici. Tu mi-ai telegrafiat să vii imediat să te iau, că regreți că ai plecat, că mă adori. Eu? Ți-am telegrafiat eu asta? A, negi? Îmi întinzi o cursă cu telegrama asta ca pe urmă să-ți faci jocul? De aceea ai vrut să fii nevasta mea, nu? Stai. Ai fi acum în stare să simulezi că mă iubești, Eva. Nu spune asta, nu-i adevărat. Țin să-ți fac cunoscut, nesuferitule ce ești, că te iubesc. Pe mine poți să mă iubești numai la Ghernese. Nu la Ghernese. Împachetează și haide. Nu merg. Nu? Nu. Atunci rămâi sănătoasă. La revedere, Eva. Stai, Feri! Dar ce s-a întâmplat, fetița mea? Spuneți-mi ce ați făcut. Ați stricat totul. Ce s-a întâmplat? A plecat? Unde? La Ghernese. Ah, inima! Ajutor! Inima! Un doctor! Ce stai, Mișca? Mișca, te cheamă doctorul. Cheamă-l înapoi pe Feri. Da, mă, micule. Spune-mi, e nebunit? Trimis prin mine o telegramă ca să-l atrage aici pe Feri și acum îl las să plece? Da, ai falsificat-o. Ei, am schimbat puțin textul. Ai telegrafiat că-l ador. Ei, și poate că nu e adevărat.
Ba, tocmai că e adevărat. Mișii, despre ce telegramă e vorba? Nu spun că vrei să o încasez. Mișii, Mișii, adu-mi valiza. Ce faci? Unde te duci? La Guernesec. La Guernesec? Sigur, nu pot lăsa comuna fără farmacist. Sigur, nu poate. Dar asta nu e un motiv. Mamă, ce-ar fi să te duci să repari jaluzelele? Cum? Am adus doctorul. Hai, Feri, băiat. Feri, consultă repede pe mama, că pierdem trenul. Vii la mine? La tine, la toți. Acolo, în satul dintre munți. Eva. Feri. Une lucruri cer doar ție. Dorința ta o ascult. Să-ți fiu pe veci soție. E tot ce-am vrut mai mult. Ce vom visa în nopți de priveghe. Noi vom avea și dragostea și mângâieri în zvon de zefiri, în dulcea lieri. Ciri-bi, ciri-ba, cântă cântecul meu. Ciri-bi, ciri-ba, cântă vesel mereu. Ăsta e secretul vieții lungi. Dacă-l folosești, 100 de ani ajungi. Ciri-bi, ciri-ba, e un cuvânt fermecat. Dacă ești întristat, e un leac minunat. Că-și la policlinică rețete nu stă scris. Să-l opraf de râs, decât doar în vis. În concluzie să ținem minte să cântăm. Ciri-bi, ciri-ba. Ați ascultat Vreau să fiu nevasta ta, comedie muzicală de Cismarek, Şemşey, Nadoşi și Çonok. Distribuția a fost următoarea: Wenzel Mișca, Nae Roman, artist emerit; Maria, Florica de Mion; Eva, Cela Tănăsescu; Mișii, Aurel Cioranu; Feri, Radu Zaharescu; Rudi, Toni Buiacici; Ilonca, Coca Enescu; Sabo, Alexandru Lulescu; Văduva Mocrai, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Todor, Emil Popescu; Timor, Marcel Gingulescu. În alte roluri, Virginia Stoicescu, Victor Handoca, Irina Mareș, Mihai Stoenescu, Ștefan Florescu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.